Un bărbat a divorțat de soția lui pentru că i-a gătit tăieței instant în fiecare zi la micul dejun, prânz și cină. Decizia vine în contextul în care rata divorțurilor este în creștere. Judecătorul a povestit într-o conferință de presă despre un dosar pe care l-a soluționat în luna mai la un tribunal din Malavadi, oraș din sud-vestul Indiei. Nu a dat informații despre numele celor implicați, dar a numit dosarul cazul Maghi, după o marcă populară de tăieței instant. După ce soția i-a servit tăieței instant în fiecare zi pe tot parcursul căsniciei, la micul dejun, prânz și cină, bărbatul a cerut divorțul. Cuplul a divorțat de comun acord, a spus judecătorul. Într-un studiu din 2018 se arată că India a înregistrat o proporție a divorțului de 11%. Deși pare a fi o rată scăzută, tendința este în creștere, a explicat judecătorul. Cazurile de divorț cresc drastic de-a lungul anilor. Cuplurile trebuie să rămână împreună cel puțin un an înainte de a cere divorțul. Dacă nu ar exista o astfel de lege, ar fi cereri de divorț depuse direct în sălile de nuntă. Judecătorul a adăugat că divorțurile sunt mai numeroase în mediul urban față de mediul rural. În zonele rurale, mediatorii din sat intervin și rezolvă problemele. Femeile nu sunt independente, le este frică de societate și de familie, ceea ce le obligă să facă față situației. Dar în orașe, femeile sunt educate și independente financiar, a declarat judecătorul. Profesorul de la Institutul de Științe Sociale din Mumbai a declarat că unul din motivele pentru care crește numărul divorțurilor este legat de așteptările crescute. Femeile din India devin tot mai interesate de carieră, dar mulți bărbați încă se așteaptă ca soțiile lor să își îndeplinească rolul în familie conform tradiției. Așadar, femeile suportă poveri duble și la muncă și la treburile casnice, a afirmat profesorul. Relatează Digi24.ro.